persoane au rămas blocate timp de un sfert de ceas în ascensorul Spitalului Județean de Urgență din Pitești. Ca să fie scoase de acolo a fost nevoie de intervenția descarcerării, pentru că prin apelul 112 s-a anunțat că una dintre persoanele blocate în lift a leșinat. Personalul spitalului spune că liftul a fost supraaglomerat și că din acest motiv a rămas în 3 etaje. Capacitatea ascensorului este de 6 persoane, cu 2 mai puțin decât numărul celor care au vrut să-l folosească astăzi simultan. Lift de 6 persoane, ce se poate face? Plus că într-o seară chiar eu am fost aici de față când am luat la șuturi, nu știu. Deci tot din vina pacienților sau oamenilor care vin? Erau panicați? Panicați, dar e din vina lor. E adevărat că a leșinat cineva? Nu. Au și pe propriile picioare, nu niciodată.